Au întrebat unii din părinți pe Ava Pimen zicând, de vom vedea vreun frate păcătuind, voiești să-l mustrăm pe el? Bătrânul auzindu-i le-a răspuns, eu cu adevărat de voi avea trebuință să trec pe acolo și îl voi vedea pe el păcătuind, trec pe lângă dânsul, nu-l osândesc și nici nu-l mustru. Scris este că cele ce au văzut ochii tăi, acestea să mărturisești. Iar eu zic vouă că cele ce ați văzut, deși veți pipăi cu mâinile voastre, să nu mărturisiți, că un frate a fost bajocorit cu un lucru de acest fel. I se părea că a văzut pe un frate al lui păcătuind cu o femeie și fiind luptat mult, ducându-se, i-a lovit cu piciorul, socotind că sunt ei, și le-a zis, încetați dar acum, până când? Și iată, s-au aflat snop de grâu. Pentru aceasta v-am zis vouă, că deși veți pipăi cu mâinile voastre, să nu mustrați. Mai mare dragoste decât aceasta nu este putință să afle decât ca cineva să-și pună sufletul pentru aproapele său. Că de va auzi cineva un cuvânt rău, adică de mâhniciune, putând și el să zică asemenea și se va lupta să nu zică sau de ei se va face strâmbătate și va suferi și nu va răsplăti, unul ca acela își pune sufletul său pentru aproapele lui.